This video is sponsored by Borsec. Хоп, хоп! Сейчас начнется. Сейчас. Începem? Da, începem. Cum a spus Gagarin, поехали. Ce specialitate aveți și de ce nu ați continuat cariera în acest domeniu? Prima specialitate, agronom cu specializare în viticultură, apoi jurist, specializarea poliția criminală. Am mai absolvit încă o universitate și am mai făcut multe altele. Pentru dumneavoastră personal, președintele se asociază cu patria? Dacă să luăm în Republica Moldova și pentru mine personal, nu. O amintire plăcută din copilărie? Cea mai bună, cred că, amintire este vara la bunici. Cum se începe basmul preferat? Basmul preferat pentru mine este Republica Moldova, o țară independentă, suverană, cu economie bogată și dezvoltată. Toți trăim bine și foarte bine. Guvernatorii, deputații, politicii, toți se gândesc numai la popor. Care au înțeles, să înțeleagă. Cel mai periculos moment trăit? Am avut undeva la 12 ani, am trecut un accident destul de dur. Reabilitarea din el a fost destul de complicată, cu șanse minime, dar am învins. Cel mai fericit moment trăit? Cel mai fericit moment trăit, cred că pentru mine este nașterea copiilor mei, fetei mai mari, apoi gemenilor. Un film, o melodie și o carte pe care fiecare ar trebui să le cunoască. Filmul, după mine, este filmul Invincibili sau 1+1, care îl recomand tuturor. Вы вообще ничего не чувствуете? Филипп злой? Мелодия. Мелодия Эннио Морриконе из фильма «А фост удата на Америка». Интерпретата Ланай де Марили маэстро Замфир. Картя. Кредка тотуш «Разбой шпачи», «Война и мир» де Толстой. А ведь врун талент аскунс? Кредка тотуш а... Prevedea, a prezice careva evenimente ce se vor întâmpla în viitor. Cea mai gustoasă mâncare de pe pământ? Nu sunt gurman. Mâncarea o asociez cu ca și combustibilul pentru automobil. Dar totuși am o mâncare preferată care mi-a rămas din copilărie, de la bunici, de la bunica mea, un sos de găină cu smântână. Puteți găti? Cum să. Credeți în supranatural? Nu. Deoarece supranatural nu poate fi. Tot ce este, este natural. Tot ce ne înconjoară este natură. Așa că supranatural este o fobie, cred că, gândită de oameni. Cafea sau ceai? Cafea. Ciocolată albă sau neagră? Neagră. Dacă ați putea face schimb de vieți pentru o zi cu cineva, cine ar fi acea persoană? Cred că m-aș schimba pentru o zi cu vreun cosmonaut care la moment se află pe stația spațială internațională. Cel mai ciudat lucru pe care l-a făcut un oaspete la dumneavoastră acasă? Cred că s-a așezat în locul meu la masă. Это моё место. Так садись рядышком. No, нет, я здесь here. Сижу. А в чем разница? В чем What's разница? Понеслась. Dacă ați fi internat pe nedrept la casa de nebuni, cum ați convinge doctorii că sunteți sănătos? Prin bancuri, istorii interesante și hazlii și o analiză social-politică profundă. Kirby and pattern super slow mo. Mm-hmm.
Aveți animale de companie? Dacă da, cum se numesc? Dacă putem să le considerăm de companie, la casă pe pământ, câine, pisică, câinele Flash, pisica Persic, care i-au dat numele, a fost date de către copii. Dacă ați putea călători în timp, încotro v-ați îndrepta? Sunt pasionat de istorie și tuturor le recomand, tuturor celor care vreau să cunoască viitorul, trebuie să învețe mai întâi istoria. Cred că m-aș întoarce în timpul domniei marelui nostru domnitor Ștefan cel Mare. Se simt această situație, acest aer și aceste emoții trăite atunci. Noi să-l rugăm pe Maria sa să ne lasă să trăim în tihnă aici, în acest colț de lume. Vrem să trăim în bună înțelegere cu vecinii care ne-a dat Dumnezeu, cât și cu celelalte țări mai depărtate. Mie nu-mi plac războaiele. Dacă v-ați fi ales singur numele, ce nume ați fi ales? Numele ne caracterizează. Cred că tot acest nume. Numai că aș ruga să mă numească Dorin, nu Dorel. Folosiți des cuvinte necenzurate? Cred că des. Cei care mă cunosc știu, folosesc, deoarece am un principiu. Mai bine folosind 3 cuvinte necenzurate, economisești 30 de minute pentru a explica unui toromac multe lucruri. Тема приветствия истина в воде, вот ты сейчас берешь и реально топишь наше выступление. А ты, значит, спасаешь, шлюпка. Cea mai sărită de pe fix faptă comisă? Mai mulți ani în urmă am ridicat viteza unui Lamborghini Diablo pe un traseu special după hotarele țării, undeva la 300 km pe oră. Allez, fini, joignez-vous! Credeți în vreo teorie a conspirației? Da, și pot explica de ce, deoarece sinonimul conspirației este după culise, în 2 secunde. Toți noi, fiind la teatru, vedem jocul artiștilor pe scenă, dar foarte și foarte puțin intră după culise. Cum a apărut viața pe pământ? Da, e o teorie interesantă, n-aș vrea pe nimeni să ating aici, dar totuși eu consider că suntem un tot întreg cu Universul și natura, Universul este cu mult mai, și nu cu mult, dar este într-o tot mai deșteaptă ca noi. Noi suntem minusculi. Zodia influențează caracterul? Într-o oarecare măsură, da. O abilitate pe care trebuie să o dețină absolut toți. Cred că principala abilitate care trebuie să o dețină toți este abilitatea de a supraviețui în condiții foarte extrem de grele. Atitudinea dumneavoastră față de arme. Iubesc armele. De mic copil, ca și toți băieții și bărbații, cum se zice, la diferența dintre băieți mici și bărbați maturi, este numai costul jucăriilor se schimbă. Cu ce animal vă asociați? Cred că cu lup, deoarece lupul este un animal destul de puternic, trăind în haită, adică în societate ca omul, dar poate supraviețui și des să întâlnim lupi și singuri. Стая сильна силой волка, а волк силой стаи силен. Crescând la țară, ce munci specifice ați îndeplinit? Care am mai crescut la țară, cunosc. Am îndeplinit tot. Ce se face, se lucrează la țară. Cred că 40 de ani în urmă, încă mai mult se lucra ca acum. La ultimele 5 întrebări, vă rog să răspundeți simplu, cu da sau nu, ori cu una din variantele propuse. Sunteți gata? Da. McGregor sau Habib? Dana White. Ați trișat vreodată la un examen? Da. Dacă femeile poartă pantaloni, pot și bărbații purta fuste? Nu. Сэр Ланцело, вы нам нужны для того, чтобы сразиться с королем. Он разграбил всю казну. Он уничтожает свой народ. Он устроил турнир и хочет стать лучшим из лучших. Не аскульта Сири мереу? Да. Разбунаря и арма простолы? Ну.
Vă mulțumesc frumos că ați răspuns la toate 30 de întrebări. Noi mergem să privim invincibilii. Super! Все? Кино не будет. Электричество кончилось. Романец. Космос, космос. Романец Санатош. Романец Кубинев. Да. Это нож английского спецназа САС.